Bună dimineața tuturor! Bine ne revedem la ultima săptămână din această lună. Așa cum știți, vineri am reușit să finalizăm lucrările de renovare la sala de festivități a municipiului Roman. În acest weekend deja s-a desfășurat primul eveniment. Este vorba de festivalul Concurs Național Lucky Kids, care s-a desfășurat pe parcursul weekendului, sâmbătă și duminică, cu o prezență numeroasă, chiar și internațională, din Republica Moldova și din Bulgaria, cu un juriu de prestigiu, și ne-am bucurat că am putut să găzduim acest eveniment, care sunt convins nu va fi singurul. De asemenea, astăzi, începând cu ora 18, trupa de teatru Dan Alexandrescu va juca piesa Dale Carnavalului. Accesul este liber, așadar invităm pe romașcanii iubitori de teatru să vină la acest spectacol. Așa cum v-am anunțat, suntem în discuții cu o companie care se ocupă cu distribuirea de filme și proiecția de filme. Ne dorim ca, începând cu luna aprilie, la fiecare sfârșit de săptămână, să avem și proiecții de filme în această sală, până când vom finaliza lucrările la cinematograful Unirea. Și, de asemenea, purtăm discuții cu aceeași companie și pentru proiecția de filme în cadrul Complexului Sportiv și de Agrement Moldova, în strandul municipal, acolo unde avem acea scenă amenajată, și gândim proiecția de filme în aer liber. De asemenea, am demarat procedurile pentru avizarea steagului municipiului Roman. Se lucrează în această perioadă de către colegii mei de la Direcția de Urbanism. Este vorba de o documentație tehnică care trebuie întocmită. Ulterior vom intra în Consiliul Local, deși noi avem aprobat acest steag în anul 2009. Printr-o modificare legislativă în anul 2015 este necesară și emiterea unui hotărâri de guvern. Vom relua această procedură, astfel încât sperăm noi până la zilele Romanului să avem avizat și steagul municipiului Roman. Dacă tot vorbeam de proiecție de filme, fiind în anul centenarului, lucrăm la un proiect prin care municipiul Roman să fie partener cu caravana cinematografică a centenarului. Practic în 100 de localități din România se vor proiecta filme. Romanul se va număra printre localitățile unde se va implementa acest proiect. Și ne-am gândit ca data de 25 mai să fie dedicată acestui eveniment, revenind ulterior și cu mai multe informații în ceea ce privește filmul care urmează a fi difuzat. De asemenea, în această perioadă, colegii mei de la Direcția Tehnică lucrează pentru finalizarea indicatorilor tehnico-economici necesar pentru cele 13 proiecte care urmează a fi finanțate din împrumut, și vom intra cu acești indicatori la ședința de joi, ca și puncte suplimentare, așa cum am anunțat la ultima ședință. Și având în vedere și condițiile meteo, zăpada căzută în ultimele zile, beneficiarii de la 416 au fost mobilizați, o parte dintre ei, pentru curățarea stadionului Moldova, acolo unde miercuri echipa de fotbal CSM Roman va juca o etapă
de campionat din Liga a 3-a, o restanță în compania formației KSE din Târgu Secuiesc și folosim așadar acești beneficiari pentru a curăța stadionul. De asemenea, o problemă a apărut și săptămâna trecută, dar și aseară, în zona centrală la iluminatul public nu a funcționat automatizarea, astfel încât s-a intervenit manual pentru aprinderea iluminatului. În cursul zilei de azi se lucrează pentru remedierea acestei defecțiuni, astfel încât să nu mai avem astfel de sincope. În ceea ce privește situația de la taxe și impozite, este ultima săptămână în care se mai pot achita taxele și impozitele locale aferente primului semestru și, de asemenea, ultima săptămână în care se mai poate achita cu acea bonificație de 5%. Însă pe această cale aș vrea să le mulțumesc romașcanilor care deja și-au achitat taxele și impozitele locale. Au dat dovadă încă o dată că sunt buni platnici. Vom veni la începutul săptămânii viitoare și cu o analiză în ceea ce privește situația taxelor și impozitelor locale și vom face și o comparație cu anul trecut. Însă, din ce am analizat lunile ianuarie și februarie, avem o creștere de între 28 și 32% a încasărilor din taxele și impozitele locale. De asemenea, în ultima perioadă am mai constatat deteriorarea unor elemente din mobilierul stradal, mobilierul urban, și am solicitat colegilor mei de la Direcția pentru Servicii Edilitare o inventariere a tuturor elementelor care sunt distruse, astfel încât imediat ce vreme ne va permite să intervenim pentru repararea acestui mobilier stradal. Colegii mei de la Direcția de Asistență Socială au început distribuirea tichetelor sociale de astăzi. Avem un număr de 1175 de beneficiari ai acestor tichete sociale. Beneficiarii acestora vor putea să achiziționeze produse alimentare sau farmaceutice de la magazinele partenere. Iar în ceea ce privește subvențiile la transport, avem un număr de 118 solicitări pentru legitimații de călătorie pentru luna aprilie. Astăzi, începând cu ora 14:30, se va deschide și târgul de Paște, organizat de Clubul Sportiv din municipiul Roman. Avem deja închiriate un număr de 15 căsuțe și 25 de corturi, astfel încât putem spune că va fi un târg care va oferi o gamă variată de produse tuturor persoanelor care vor dori să treacă pragul acestui târg. Și iarăși ca un element de noutate, începem de astăzi montarea ornamentelor pentru sărbătorile pascale și gândim amplasarea acestora doar aici, în zona centrală a municipiului Roman, pentru a crea ca un punct de atracție, astfel încât vor fi montate în parcul de la Muzeul de Artă, în parcul de la Fântâna Arteziană și în parcul din lateral a Casei de Cultură, astfel încât, spuneam, să creăm o zonă de atracție și de interes pentru cetățenii municipiului Roman. Iar ca un ultim subiect, apropo de o conferință de presă pe care personal nu am urmărit-o vineri, dar dintre mai multe minciuni care s-au
făcut cu ocazia acelei conferințe. Una dintre ele, cred eu că cea mai gogonată și cel mai ușor demontabilă, celelalte și în funcție de întrebările dumneavoastră le vom clarifica, e legat de afirmația domnului deputat, fost inspector școlar general, Viorel Stan, care afirma că ar fi aprobat schimbarea destinației de la Liceul 1 pentru a avea un punct vamal la Roman. Un lucru total fals, avem chiar și un document cu semnătura dumnealui prin care s-a refuzat a nu știu câta oară schimbarea destinației, datat din data de 4 ianuarie 2018 cu semnătura domnului Viorel Stan, prin care ni se refuză, cred eu, a patra sau a cincea oară schimbarea destinației. În principiu, de când am preluat acest mandat, eu mi-am propus să fiu cât mai transparent și să nu le ascund nimic cetățenilor legat de activitatea mea și a activitatea primăriei municipiului Roman, cu atât mai mult să îi mint sau să îi dezinformez. Și de aceea am dorit să fac această precizare, că îmi doresc ca cetățenii să știe că eu fac tot ceea ce ține de mine pentru a îmbunătăți activitatea atât a agenților economici, cât și condițiile de viață din municipiul Roman. Însă, uneori, din păcate, m-am lovit de încăpățânarea unor persoane care, din nefericire, nu au învățat, deși sunt ajunși la o vârstă în care ar trebui să demonstreze mai multă maturitate, nu au învățat să construiască nimic până la această vârstă, ci doar să dezinformeze, să manipuleze și să bage bețe în roate celor care doresc să facă ceva în această comunitate. Însă ne putem descurca și fără ajutorul lor. Cam acestea au fost informațiile pe care eu mi le-am propus și vă stau la dispoziție pentru întrebări. Păi, eu pot să vă spun un singur lucru. Vineri a nins în continuu la Roman. Vineri nu a fost absolut nicio stradă înfundată la Roman pe care să nu se poată circula. Iar deja, după oprirea ninsorii, vineri noaptea spre sâmbătă, sâmbătă dimineață, deja era asfaltul negru pe marea majoritate a arterilor principale. Ulterior, sigur, am intervenit și pe celelalte secundare. Cine ia decizia să oprească funcționarea samofoarelor în condiții de BNR? Noi, la nivelul primăriei. Da, da, de regulă, când condițiile meteo sunt nefavorabile, se ia această decizie. Și apropo de faptul că e asfalt negru, acum se văd și mai bine craterele din anumite zone ale orașului. Da, nu... despre aceste lucruri care au fost făcute relativ recent. Sunt foarte multe, sunt rezultate din acele capace care nu au fost ridicate la cotă. Noi avem în momentul de față depusă documentația pentru licitație și așteptăm validarea lucrărilor de reparație, care conțin inclusiv ridicarea la cotă a acestor capace. Din punctul meu de vedere, situația nu e chiar așa de gravă. Vom interveni cu formația proprie în momentul în care vremea ne va permite și în momentul în care se vor deschide stațiile de asfalt, având deja finalizată procedura de achiziție pentru mixtura asfaltică, și ulterior, când vom avea și celălalt contract, vom intra și pe reparații covor asfaltic. Pentru că lucrările de reparație... Nu, lucrările de reparație... Lucrările...
lucrările de reparație cu covor asfaltic presupun și ridicarea la cotă a căminilor. Este obligația noastră. Adică dați o stradă să fie făcută de operator privat și dumneavoastră după aia veniți și completați lucrarea căminilor? Nu. Deci ridicarea la cotă a căminilor este o cu totul altă activitate. Nu se referă la reparația cu covor asfaltic. Da, eu am trei astăzi și nu am să mă refer la cele spui. Domnule Maximat, a apărut o problemă la reclamația bunor cetățeni care nu au putut folosi vechea ocupare de acolo. Claudia ne-a explicat că aceasta este o situație temporară cauzată de faptul că nu există încălzire acolo. Dar după documentarea noastră, noi am aflat că, de fapt, odată cu venirea domnului Marei acolo, s-a întrerupt folosirea WC-ului public, ceea ce este inexplicabil ca o instituție publică. Deci, nu dă voi un pas mai toalete publică, dar o instituție publică atât de prezentată. De ce nu găsiți o soluție de externalizare a serviciului? Pentru că problema, haideți să o recunoaștem, este alta, lipsa de civilizație a oamenilor care nu știu să folosească. Asta și imposibilitatea de astăzi de a întreține la standarde legale. De ce nu externalizați serviciul? De ce nu găsiți? Pentru că acolo a fost o altă problemă. A fost transformată curtea și zona garajelor în WC-uri publice, ceea ce este mult mai greu. Da, deci acolo, odată cu venirea anotimpului cald, va fi deschisă în permanență acea toaletă și o vom igieniza de ori de câte ori este nevoie. Dar nu este mai simplu, ori să vă dați una de-asta ecologică? Nu. Să găsiți o soluție acum pentru... Deci acea toaletă va fi deschisă zilnic, a fost închisă doar pe timpul nopții să mângheți. Dar acolo nu știu că există un dumneavoastră de la... Deci acea toaletă... Va fi deschisă. Este deschisă. Domnul Samson vorbea de existența unui aparat, i-a zis de numire, dar nu mai dețin acum, la spitalul roman, care ar trebui să toace acele deșeuri de provenite din sirin și ace, ceea ce ar ușura cu mult cantitatea de deșeuri periculoase achiziționate cu acea firmă, care se pare că ar și... fi mărit un pic și prețurile. Ce știți despre acest lucru? Este și în atenția dumneavoastră? În momentul de față, din câte știu eu, legislația prevede că eliminarea acestor deșeuri trebuie să se facă cu firme specializate. Există un contract cu astfel de firmă specializată și activitatea funcționează normal. Întrebați-l pe el. Nu de mult. Da. Și a treia întrebare este legată de taxa pe ruină, despre care spuneați că va fi aplicată din anul acesta. S-a trecut deja la... În momentul de față se lucrează la inventarierea tuturor clădirilor care necesită impozitarea cu 500%. Există o procedură de aprobare prin hotărâre de Consiliul Local și abia ulterior se poate aplica. Da, bineînțeles, e iarăși o minciună extraordinară că ar fi 800 de salariați la nivelul primăriei. 1000? Și mai și. Da, peste 1000, da. Nu, în momentul de față, deci tot ceea ce înseamnă primărie, sunt undeva în jur de primărie, cu direcțiile din subordine, undeva în jur de 550 de salariați. Spuneți că s-au făcut curățenie și dezăpezire în tot municipiul și asfaltul a fost la negru, vizibil. Însă semnalele care vin de la cetățeni arată că, de fapt, toată zăpada de peste a fost împinsă spre lateral, n-a fost ridicată, nu se nicăieri, cei care și-au curățat locurile de parcare și au fost oameni civilizați, practic s-au trezit că se luau cu mașinile din nou în zăpadă, cu toată posibilitatea de a ieși. Păi, dar dumneavoastră, cum vreți să facă dezăpezirea când trece plugul? După plug vin niște oameni și o încarcă zăpada în camioane și o duc afară orașului. Da? Ceea ce generează costuri. Care sunt plătite prin taxe și impozite și oamenii sunt plătesc 25% în plus, e nimic? Nu, da.
Din punctul meu de vedere, eu pot să vă spun în felul următor. Dacă era luna ianuarie, probabil interveneam pentru ridicarea zăpezii. În condițiile în care, cred eu, în 3-4 zile această zăpadă se va topi, e inutil să cheltuim acești bani. Am înțeles. Deci, mesajul nostru către cei care au mașinile în zăpadă în momentul ăsta este să rămână acolo. Eu vreau să vă mai spun un lucru. Și eu la mine acasă am dezăpezit. Dimineața a trecut plugul, mi-a băgat din nou zăpada în poartă, am luat-o și am dat-o la o parte. E firesc, e ceva ce se întâmplă și e peste tot. Am înțeles. Și în aceeași notă și în cum apreciați că sunt cetățeni care consideră că sunt mai puțin băgați, înseamnă cetățeni de rangul 2 al municipiului Roman, cum sunt cei din cartierul Muncitoresc sau din zona favorit în care chiar nu s-a intervenit deloc? Deci, pe toate arterele principale s-a intervenit. Principale? Da. Eu vorbesc de celelalte, care nu sunt principale. Păi, acolo se circulă normal. Nu sunt probleme. Eu am o întrebare, am felicitare să vă adresez. Apropo de dezăpezire, vine la prânz, am văzut pe prima oară, doamna, care a mai fost la ce am văzut eu, dezăpezirea lucrând în baterie de 3. Da, nu e prima dată. Am. Da. Da, mulțumim. Vreau să vă întreb o singură chestiune referitoare la finanțarea clubului de box. Se poate găsi o soluție în condițiile care sunt destul de multe competiții în acest moment cu respectivii sportivi și antrenori din partea primării, să spun așa, competiții care nu face parte. Da, e o discuție pe care am avut-o și le-am sugerat să acceseze acel program de finanțări nerambursabile și ei au obținut și anul trecut. Aceste finanțări vor putea și în acest an. Da, dar în altă manieră nu se poate. În principiu, aceasta este forma sub care pot fi finanțați. Și de asemenea, dacă e pentru alte competiții, pot să acceseze și de la Consiliul Județean. Și eu. De condiții tot legat de sport, mai puteți obține vreun sprijin financiar legat de echipa de handbal, cum spuneați, de la Consiliul Județean? Ați fost la niște discuții, dar acum situația e puțină. Da, noi am făcut solicitări către Consiliul Județean în vederea finanțării activității clubului sportiv. Mai avem o serie de discuții legate de anumite interpretări ale legislației și sperăm că odată clarificate aceste aspecte legislative să putem obține această finanțare. După cum ați menționat și dumneavoastră puțin și ați atins subiectul conferinței de presă, din nou, ca de fiecare dată, suntem folosiți în dialogul opozanților, să spunem, dumneavoastră și PSD-ul în cazul de față. Dumneavoastră au sesizat acolo o problemă legată de o eventuală întâlnire. Sunt așa de deschiși să sprijine municipiul Roman și acum au atât de mulți parlamentari, încât vă solicită să vă întâlniți cumva, să puneți pe hârtie niște puncte comune de sprijin, adică să le arătați cum ar trebui dumneavoastră să acționeze. Până acum n-au acționat. Poate le spunem și într-un cadru oficial. Da, deci oricine vrea să sprijine activitatea municipiului Roman este liber să o facă. Noi, din punctul nostru de vedere, avem toată deschiderea către dialog. Atâta solicităm să nu dezinformeze și să nu mai mintă. În rest, și eu mă bucur că avem așa de mulți parlamentari din Roman și din zona Romanului, însă e o bucurie doar aparentă, că de fapt lucru trist e că nu prea fac nimic, dar nu numai pentru Roman, pentru județ în general. Sunt lucruri, dar ați văzut și dumneavoastră. Afirmă... Nu, chiar îi rog public să nu mai mintă. Deci îmi trimis hârtie că nu ești de acord și vii la televizor și spui că... Dar
ai dat acord. La conferința de presă nu sunteți dumneavoastră acolo. Păi chiar ar fi ok să fie un dialog interactiv, astfel încât să eliminăm toate aceste neconformități. Sunt sigur că pe ordinea de zi, la punct suplimentar, vor fi niște proiecte cuprinse probabil în strategia de dezvoltare a Românului până în 2020, dar dumneavoastră mai aveați niște proiecte pe care intenționați să le puneți în practică. Astea vor completa ceea ce există sau vor aduce îmbunătățiri la cele... Nu, aici e vorba de indicatorii tehnico-economici care trebuie anexați la documentația pentru avizarea împrumutului. Ulterior vom mai veni cu proiecte care vor fi cu finanțare europeană. E vorba de Liceul Tehnologic Vasile Sav, pe care ne dorim să-l depunem cât mai repede, undeva până în jumătatea lunii aprilie. Și de asemenea se lucrează la documentația și la daliu pentru școala Sergiu Celibidache, de asemenea să fie reabilitată cu fonduri europene, și construcția unei grădinițe noi în zona favorită. Și așteptăm de asemenea ghidurile de finanțare pentru ambulatoriul de la spital, extindere și realizarea acelui centru de imagistică. Și de asemenea lucrăm în această perioadă și la proiectul cu finanțare europeană pentru iluminatul public, pentru a fi schimbat pe bază de LED și, bineînțeles, și extinderea în celelalte zone ale municipiului. Da, vă rog. Numai secund. Stați un pic. Nu am terminat. Cu aparatul ăla, nu mai știm, care apare președinta Consiliului Județean de 29. Da, e vorba de o solicitare a Spitalului Municipal de Urgență Roman, solicitare pe care noi am redirecționat-o către Consiliul Județean, în vederea achiziționării unui aparat Röntgen cu braț C. Prețul aproximativ al acestui aparat este de 400.000 de lei. Noi am solicitat o finanțare, din ce am văzut și eu pe ordinea de zi apare cu o finanțare de 300.000 de lei. Diferența urmează să o punem noi. Da, permiteți să numai... Numai secundă, mai avea domnul... Am terminat întrebările, dacă nu mai puțin vreo. Urmează o încălzire bruscă a vremii și probabil dumneavoastră veți da dispoziție de începerea lucrărilor la obiectivele din oraș. Care ar fi prioritățile în ordine? Ce obiective se va începe și ce vor continua, ce lucrări vor continua? Păi, deja începusem lucrările în cartierul Lipovenesc și acolo, imediat ce vremea va permite, le vom relua, astfel încât în circa 4 luni să finalizăm acel obiectiv. Ulterior vom intra și în pietonal pentru a finaliza partea de jos a pietonalului. Am dat deja în evaluare și fosta grădință din cartierul Nicolae Bălcescu pentru a efectua reparații și transformarea acestui într-un sediu pentru Asociația de Sprijin pentru Copii cu Dizabilități. Terenul de sport din cartierul Nicolae Bălcescu, vom interveni și la străzi, e vorba de reparațiile sau de asfaltarea străzilor Tinosului, Mărului din cartierul Nicolae Bălcescu. Vom interveni și pentru parcări, programul de alei parcări. Practic, toate obiectivele de investiții vor intra în pâine odată ce vremea ne va permite. Și inclusiv finalizarea sensului de girație. Se va lucra în perioada imediat următoare pentru amenajarea soclului, pentru amplasarea statuii și de asemenea pregătim terenul și pentru montajul acelui stâlp de iluminat care va veni în mijlocul sensului de girație, cu patru brațe. Da. Mai
inaugurat statuia, cum ați spus, nu mai există. Păi din cauza condițiilor meteo, noi ne-am propus pentru data de 30 martie, era data propusă pentru inaugurarea acestei statui. Din nefericire, vremea nu ne-a permis acest lucru. Vom face acest eveniment la o dată ulterioară. Statuia este turnată, este gata și așteptăm să o aducem de la Arad. Nu va fi, nu. Poate? Da, vă rog. Ca și privire în viitor, am să vin și eu cu mulțumirile noastre, pentru că ați reușit dumneavoastră prin primărie să finalizați sala de spectacol din interiorul primăriei, că este extraordinar de frumoasă. Dar aș vrea să întreb, cine, când și cum poate accesa sau activa la această sală în vederea unor activități culturale la nivel național și chiar internațional? Da. Sunt costuri, taxe de plătit sau alte probleme. Noi lucrăm în aceste zile la un regulament de funcționare a acestei săli și în ședința de joi îl vom aproba și vom stabili condițiile în care va putea fi folosit.